Bună ziua, domnilor și domnilor! Dacă știți, anul am făcut review la Space Marine 2, din care PC mea Star Ace mi-a dat erori vreo 8 ore în continuu, whatever, poveste lungă, nu mai contează. M-am chinuit din toți dracii cu el, dar acolo am o porțiune în care compar grafica puțin din PC cu PS5, quality, speed sau performance, whatever, și am zis că pentru cei care nu apucă să vadă partea aia, s-o scot și s-o pun în acest clip în care vorbim doar de grafica de PC versus cea de PS5. Așa că, like, share, subscribe, băi, wow, enjoy, dați play acolo, hai să-i dăm! Din moment ce am lăsat analiza grafică la finalul acestui review, nu prea știu ce aș spune de nu v-ați dat seama cu ochii voștri deja. Jocul este pur și simplu superb. Și nu pentru că e fotorealistic sau alte prostii inutile, ci, repet, pentru stilul artistic glorios. Simți că faci parte din lumea aia, că fiecare lucru, fiecare zonă, orice soldat și creatură, bă, sunt nene din povestea aia. Și totul la oaltă creează o imersiune fantastică. Chiar dacă narațiunea nu dezvoltă mai nimic, grafica în sine e povestitorul tăcut care te ia ușor în brațe și te îndrumă pe parcursul întregii tale călătorii. Ce a ieșit în evidență cel mai mult pentru mine a fost arhitectura sau designul artistic din Space Marine 2. Priveliștile astea le-am găsit grandioase, măiestoase. Dar serios, voi vedeți cât de bine gândit și executat e art design-ul? Băieții și fetele de la Saber Interactive care au creat toate astea, clar își merită locul și sper că-s bine plătiți. În fiecare colț în care mă uitam, vedeam ceva ce mă făcea să zic: Hola mami, que guapa. Asta până am dat peste ceea ce părea a fi un copil Kardashian, unde eram la modul: Wait a minute. It kinda looks like a baby. Pe PC, la 4K Ultra, ați văzut cum stă treaba. Cât despre performanță, l-am pus pe DLSS la quality și am avut constant între 85 și 100 de frame-uri pe secundă. Urca și mai mult uneori pe la 110+, dar când aici de mii de efecte plus o armată întreagă de randat pe ecran, scade și pe la 75, dar apoi se stabilizează din nou. În alte cuvinte, cred că e bine optimizat, deși ar fi fost loc de puțin mai mult. Dar pe PlayStation 5 cum se prezintă jocul? Păi, hai să vedem, că e ceva interesant de zis și acolo, mai ales că avem deosebita și aproape unica ocazie să comparăm grafica de PC cu cea a lui PS5. Primul lucru, PlayStation 5 are două moduri grafice. Șocant, știu. Quality și Speed. Acum, nu sunt eu vreun vrăjitor de la Digital Foundry care stă și numără pixelii de pe ecran, dar știu destul de multe încât să-mi dau seama când ceva e la 1080p ori mai jos sau bate spre 4K și dacă șovăie în frame-uri sau nu. Până vine verdictul Digital Foundry, avem cuvânt direct de la developer care spun că Speed e la 1080p. Eu cred că scade uneori și folosește FSR2 judecând după pixelarea aia oribilă din distanță. Slavă cerului că framerate-ul e constant totuși, nu sughiță, nu agață, nu bate, nu troncăne, nu nimic. Avem deci rezoluție mega scăzută, dar fluiditate în gameplay. Norocul meu că l-am jucat pe două ecrane, un LG OLED CX vechiuți, unde, de la o anumită distanță, chiar și modul ăsta performance, bă, tot se vedea foarte bine. O fi fost și vreun upscaling de la TV în sine, habar n-am. Dar odată ce l-am pus la monitorul IPS 4K de 28 de inch, unde stăteam mai aproape de ecran, se vedea încețoșat în draci. Deci, concluzia e că dacă ai un TV 4K fain și nu stai cu ochii lipiți de el, ar trebui să se vadă cât de cât ok. Cât despre modul quality, se atinge foarte mult de PC și devii au spus că e 4K, deși posibil să bată și ăsta puțin mai jos. Ideea e că în quality se vede foarte clar spre deosebire de speed. Și acum vine plot twist-ul. Vrei 60 de cadre pe secundă fluide, dar cu filtru de cataractă? Sau vrei claritate cât încape, dar cu jumate din framerate? Răspunsul zace în preferințele personale ale fiecăruia. Deși nu ar fi stricat niciun mod de 40 fps pe la 1440-1600p, dar poate vine și ăsta cu un patch ulterior sau ceva. Se vede că PlayStation 5 e pe ultimul drum și asta nu e nicio știre nouă. Și Evil West sau Final Fantasy 16 se vedeau oribil în performance. Cât poți să optimizezi un joc care arată în halul ăsta de bine ca third-party developer și să obții rezultate bune? Nu prea mai poți. Așa că așteptăm mult vestitul PlayStation 5 Pro, care va scoate, sperăm, o rezoluție cu mult peste 1080p la performance, că nu vine doar cu hardware mai bun, ci și cu un upscaler propriu
PSSR sau PlayStation Spectral Super Resolution. Și știm cu toții, când e vorba de rezoluții super spectrale, ia dracu de bună treaba. Sunetul, cel puțin la parte de efecte speciale, e ce trebuie. Fiecare glonț care părăsește țeava pistolului, fiecare lovitură de sabie drujbă sau drujbo-sabie, pașii tăi grei pe suprafețe diferite, de fapt, orice are herț în joc e demn de la laude în sus. Nici opțiunile de trigger și haptic feedback de pe controllerul DualSense nu sunt rele, dar nici mirobolante sau ceva. Muzica e și ea bună, e pe acolo, încadrată în centuri de călugări și din astea sumbre, potrivite fix cu atmosfera jocului. Hei, dacă ai ajuns până aici, sunt foarte mulțumesc și dacă n-ai făcut-o deja, lasă acolo un like, share, băi, wow, subscribe, join și toate cele ca să fie bine, să nu fie rău, dar în afară de asta am o întrebare pentru dumitale. Crezi că e nevoie de PS5 Pro? Pentru că eu personal și de sine stătător, cred că da, fiindcă rezoluții din astea la 1080p arată nașpa, deși, repet, pe LG CX-ul ăsta meu vechi se vedea ok, dar stăteam și la, nu știu ce, 2 metri jumate, aproape 3 de TV și poate făcea și TV-ul un upscaling sau ceva. Dar se vedea ok. În orice caz, n-aleg niciodată 30 FPS în defavoarea lui 60. Nu mai pot, nu. Deci mă ia cu greață și fără să fie o mironosiță, dar nu pot. Mă ia cu motion sickness. Se vede prea... nu. Fiecare cu ale lui. Hei, dacă poți să suporti 30 FPS pentru 4K, e super. Dar în afară de asta, te rog, lasă în comentarii. Tu ce părere ai? Avem nevoie de PS5 Pro sau nu? Eu cred că da. Sayonara.